Un pod din România a fost vopsit cu tot cu mașinile parcate sub el. Poliția rutieră a venit la fața locului și a amendat pe proprietarii autoturismelor care parcaseră acolo, amenzile fiind lăsate în parbrizul vehiculelor. Mai mulți șoferi care au parcat mașinile sub podul de la Otopeni au avut surpriza de a le găsi pline de vopsea roșie după ce muncitorii care au vopsit structura au împrăștiat colorant pe unde au vrut. Nu este clar dacă păgubiții vor putea primi bani de reparații, ținând cont că sub pod nu este o parcare propriu-zisă. Pentru cei care aveți mașini parcate sub podul de la aeroportul Otopeni, răspunsul lor a fost: este vopsea care a căzut peste praf și în mare parte se va duce la prima ploaie. Legal vorbind, nu aveți voie să parcați acolo și teoretic vă asumați. Posibil să existe ceva portiță legală prin care să rezolvați, dar luați-le că mai au de vopsit. Se arată în mesajul postat pe grupul Info Trafic București și Ilfov. La o zi după ce s-au trezit cu mașinile stropite de vopsea, șoferii care au parcat sub pod au mai avut o surpriză neplăcută. Poliția rutieră a ajuns la fața locului și a dat amenzi celor care au parcat sub podul de la Otopeni. Amenda pentru parcare neregulamentară a fost de 2 puncte de amendă, adică 290 de lei.